Președintele rus Vladimir Putin a promulgat o lege controversată ce pedepsește orice act de propagandă homosexuală în fața unui minor, denunțată ca discriminatoare de către apărătorii drepturilor omului. Potrivit legii, propaganda relațiilor sexuale netradiționale în fața unui minor este pasibilă de amenzi cuprinse între 100-125 de euro, în cazul unei persoane fizice. O persoană depozitară a autorităților publice riscă o amendă cuprinsă între 1000-1250 de euro, iar o persoană juridică între 19.000 și 23.000 de euro. Sancțiunile sunt și mai severe în cazul în care această propagandă are loc pe internet și prevăd ca entitățile juridice să fie închise până la 90 de zile. Străinii riscă de asemenea o amendă ce poate ajunge până la 2.350 de euro și să fie deținuți 15 zile și expulzați. Potrivit unui sondaj publicat în iunie, 88% dintre ruși susțin interzicerea propagandei homosexuale. De asemenea, 54% dintre ruși cred că este necesar ca homosexualitatea să fie pedepsită. Moldova trebuie să urmeze exemplul Rusiei și Ucrainei și să interzică propaganda minorităților sexuale. De această părere este organizația Moldova Mea, care săptămâna trecută a cerut Parlamentului să adopte o lege corespunzătoare. Мы сегодня объявляем тотальную войну не против этого сексуального меньшинства, а против пропаганды. Потому что любой парад, неважно кого, это есть пропаганда. Но у каждого из нас есть дети, внуки. И мы уже не раз отмечали. И мы не хотим, чтобы нашим детям и внукам мы закрывали вот так ладони, не смотри, потому что я в свободной стране живу. Я не хочу, чтобы дискриминации сегодня подвергались мои дети и мои внуки. И этим лозунгом мы сегодня действуем. Вы знаете, что мы сегодня выступили жестким заявлением в парламент, обратились к политическим партиям, чтобы рассмотрели вопрос о принятии закона, запрещающего пропаганду гомосексуализма. Аналогичные законы, которые приняты на Украине, в России и в других странах. Însă până în ziua de astăzi, majoritatea liberal-democrată de la guvernare în Moldova nu a reacționat în niciun fel la solicitarea societății civile. Reprezentanții organizației au declarat că la toamnă, după vizita în țara noastră a Patriarhului de Moscova și al întregii Rusii Kiril, în Moldova va fi organizat un drum al crucii, în cadrul căruia vor fi acumulate semnături cu privire la aprobarea legii care prevede interzicerea propagandei homosexualității. Amintim că legea pentru egalitatea șanselor votată de actuala guvernare și care oferă mai multe drepturi minorităților sexuale este în vigoare în Moldova de pe 25 mai 2012.